Târgu de Crăciun de la Sibiu, apreciat de turiștii din România cât și de cei din străinătate, va avea loc în acest an. În curând vom ști și toate detaliile cu privire la participare și acces. În prezent, în Piața Mare, este montată cupola de lumini, dar și căsuța lui Moș Crăciun, care va fi transformată în acest an în centru de vaccinare. Bradul urmează să fie și el amplasat în Piața Mare zilele următoare. Lilis, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Sibiu, s-a închis. După 12 ani, localul nu mai funcționează din cauza unor procese între patronul acestuia și proprietarul clădirii. Dar povestea merge mai departe, pentru că un nou restaurant va fi deschis în curând pe scările de pe strada Turnului, iar Lili va fi parte din noul nume. O femeie în vârstă de 63 de ani din Tălmaciu a fost găsită luni, în jurul orei 12, decedată în baia mall-ului Shopping City Sibiu. Alarma a fost dată de către angajații unui magazin care au găsit-o zăcând pe jos. Echipajul medical a ajuns la fața locului, nu a mai putut face nimic pentru ea. Astfel, trupul neînsuflețit a fost dus la medicină legală pentru necropsie. În prezent, polițiștii fac cercetări, însă nu sunt suspiciuni cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Era groază când suna telefonul, inclusiv fetița mea la școală era la Blucantal și la un moment dat vine și spune tata la ore și diriginta și profesoara de română și nu mai știu ce profesoară mă întrebă dacă tu ridici mașinile în oraș. Vorbeau și spuneau, ăsta e la care ne ridică căruțele. Mi-a făcut curs de bucătar. Pentru mine a fost asigurarea din perioada primarului Iohannis, în momentul în care se supăra pe mine, aveam varianta să plec pe vapor. Îmi spunea, dar nu înțeleg de ce vrei tu să ne înjure oamenii pe banii noștri. Când zic ce hermașa, la ce vă gândiți? La copilul meu, pe care l-am avut și l-am pierdut. V-ați simțit trădat? Da, evident. Vă dați seama că mi-a fost ușor. Nu este o discuție comodă pentru mine asta și nici nu cred că îmi face bine. Da, fece hermașa, e un capitol închis. Îmi doresc să nu dispară,